Doamnelor, domnilor, bună seara! Proiect de Țară România, sunt Andrei Gheorghe și începem ediția de astăzi cu campania. A început campania oficial, este prima zi de campanie, da, pentru alegerile prezidențiale și, bineînțeles, vom arunca o privire și asupra evenimentelor din Republica Moldova, pentru că suntem atenți și la frații noștri de peste Prut. Duminică va avea loc o dezbatere electorală între Maia Sandu și Alexander Stoianoglo. O să vorbim pe acest subiect și, bineînțeles, o să aruncăm puțin un ochi și asupra lui Nicușor Dan și asupra referendumurilor. Larisa Bernaschi, în continuare. Nu știu de ce mereu când te prezint mă bufnește râsul. Cred că din cauza faptului că urmăm așa unul după altul și, da. Și mă bucur când și te văd. Sunt tot aici doar că schimb locul. Exact. Bună seara, bună seara. În postura de invitat. Constantin Rudnitski alături de noi. Ambii colegi vor fi alături de noi în această seară pentru două ore. Și bineînțeles o să avem și invitați externi, trebuie doar să rămâneți cu noi și o să fie bine. Hai să începem cu campania. Larisa, prima zi de campanie, am văzut că ai făcut o emisiune electorală. Cum ți se pare că debutează campania electorală? Nu mi se pare că a debutat. Mi se pare că suntem într-o continuă campanie electorală de la începutul anului. Pentru că în afară de a vedea exact care sunt candidații, lista finală de candidați pentru prezidențiale și pentru parlamentare, nu avem nimic nou. Avem aceleași lupte politice, nu sunt niște strategii noi pe care nu le-am anticipat. Poate n-am anticipat foarte clar momentul în care se vor întâmpla, dar era foarte clar că urmează o ruptură între PSD și PNL, ceea ce s-a și întâmplat. Nu știam cum va fi. Ne așteptam totuși să fie o ruptură guvernamentală cu totul, adică cineva să iasă de la guvernare. Dar iată că nu s-a întâmplat asta. Am rămas cumva pe o coaliție PSD-PNL și, de fapt, un blocaj guvernamental. Am anticipat și blocajul guvernamental. Dacă ți-amintești, încă de la începutul anului vorbeam de acest blocaj guvernamental în luarea deciziilor importante pentru români și pentru România, lucru care se întâmplă acum, poate mai mult decât s-a întâmplat până în această perioadă, dar nu mă aștept să se ia decizii mari, să se ia decizii majore, cu atât mai mult decizii care ar putea să fie interpretate negativ de către populație, pentru că nimeni nu-și dorește să ia un vot anti, oricare ar fi acela. E clar că suntem într-o logică de asta de campanie de aproape un an de zile, de prin februarie, ianuarie-februarie, așa am început cu logica asta electorală. Se va înrăutăți, dacă vrei, situația guvernamentală și așa. Până, cred că în ultima săptămână de campanie, înainte de turul 1, cred că atunci vor fi tensiuni maxime, pentru că la cum arată situația acum, indiferent de sondajele pe care ne uităm, e clar că există cel puțin 3-4 candidați care au șanse, în afară de Marcel Ciolacu, care au șanse reale să intre în turul 2. Și aici mă refer la Nicolae Ciucă, la Elena Lasconi, George Simion și Mircea Joană. Da? Deci avem pentru prima dată în 30 de ani 5 candidați puternici la alegerile prezidențiale. Înainte aveam 2, maximum 3. Bine, acum stai să vedem. Mie mi se pare că și astăzi am continuat în logica ultimelor discuții din ultimele zile. Am urmărit și niște declarații ale premierului și candidatului PSD la alegerile prezidențiale, Marcel Ciolacu, mai că se jură că nu va face guvernare cu AUR. Asta ca răspuns la toate acuzațiile din ultima vreme legate de strategiile, mă rog, și ce a lansat Gigi Becali în spațiul public și de atunci, parcă de o săptămână, discutăm doar de logica asta, dacă PSD încearcă sau nu să-l ducă în turul 2 pe George Simion. Rudi, a început campania electorală. Da, până să înceapă, dacă tot e vineri, mă gândeam, înainte să intrăm în emisiune, cam ce s-a întâmplat săptămâna aceasta, sigur, în materie politică. Ca o sinteză, așa. Da, avem cele două planuri de, să spunem, de guvernare, sau cum să le spunem, pentru președinția ale celor doi candidați, Ciolacu și Marcel Ciolacu și domnul Ciucă. Am avut această vie discuție legată de felul în care PSD ar putea să ajute AUR, pentru ca George Simion să intre în turul 2.
aici, mai spunem o dată, nu vedem partea cum s-ar putea implementa tehnic un astfel de plan, dar nu mai intrăm, poate, sau poate mai târziu, dacă mai intrăm în discuția aceasta. Mie mi se pare că nu avem argumente suficiente, dar așa cum s-a spus, au mai fost precedente, poate de alt nivel dacă față de ceea ce se spune acum. Ce am mai avut? Avem un plan fiscal trimis la, mă rog, care va fi trimis la Bruxelles. O să discutăm și despre el. Ok, l-am mai avut pe domnul Ludovic Orban cântând la chitară, că tot ne-a plăcut aseară, nu? E memorabil sau nu, mă rog, cum vreți, așa ca să mai numim un pic. S-a întors la vechile hobby-uri, domnul Ludovic. Da? Pe asta spuneam aseară, dacă ții minte. Campania debutează pentru fiecare, îl vedeam pe domnul Ciolacu cu mici nerve așa în declarații, domnul Ciucă la fel la întrebările legate de doamna Lasconi, numai domnul Orban începe campania cântând la chitară, ceea ce... Ok, și mai e, scuză-mă, mai e, văd că a făcut destul de multă vulvă declarația aceea lui Mircea Joană legată de, nu știu, a interpretată anti-avort sau... Mi se pare o temă relativ interesantă, e mai nouă în România. Nu știu dacă îl ajută sau nu, mai degrabă cred că îl încurcă pe domnul Geanu. Sper să nu greșesc, că cei de la genștiri.ro au făcut un demers și au întrebat, sau au încercat să întrebe toți candidații la alegerile prezidențiale referitor la acest subiect și am impresia că au primit răspunsuri de la vreo 10 sau 12 candidați la alegerile prezidențiale. Toate răspunsurile sunt antesale ei pe site. Doar Mircea Joana a ieșit cumva în evidență cu acest răspuns, dar răspunsuri la această întrebare au dat și Elena Lasconi și Kelemen Hunor și Cristian Terheș, Marcel Ciolacu. Nicolae Ciucă nu a dat un răspuns pe asta, a fugit când a fost întrebat. Deci există, poate și facem într-o seară o previzualizare, dacă vrei, pe aceste declarații. Da, bun, pe partea politică, într-adevăr, astea au fost evenimentele săptămânii. Bun, și diferite vizite, l-am văzut pe domnul Ciolacu pe la Suceava. Ei, vor continua aceste deci vizite vor continua, și mâine pleacă la Dâmbovița și la Argeș. Astăzi logica... domnul Ciuc a fost la Argeș, Mircea Joană la Iași, adică e clar că campania se face în țară și spre deosebire de acum 5 ani se va face la pas, dacă vreți, pentru că e, va fi important să-și caute un, să caute printre oameni în mod direct să-și găsească votanți. Vom avea și o dezbatere televizată, înțeleg, sau că nu știu. Adică, din ce am văzut o televiziune, am văzut că a inițiat o astfel de dezbatere, nu mai știu data, să vedem dacă vor fi prezenți și câți vor fi prezenți, nu? Cred că e bună o dezbatere, nu? Că tot am tot vorbit despre faptul că n-am dezbatere. Da, am tot văzut o reclamă pe la Digi24. La Digi, da, să spunem că nu e nicio rușine. Spunem sursa că așa e corect. Da. Probabil că e interesant ar fi să avem și o dezbatere poate organizată de un instituție independentă, de obicei universitățile mai, sau mai pot face astfel. Sau acum să vedem academie. Înainte de turul 2. Acum s-a dus la o dezbatere 14, da, 14 sigur, oameni, nu e mare... va fi destul de complicat și va fi o bătălie așa în programe. Bun, dacă tot am ajuns la programe, da, într-adevăr, săptămâna asta l-am văzut pe domnul Ciucă cu o Românie sigură și prosperă, l-am văzut pe domnul Ciolacu cu... Își caută calea sigură. Își caută calea sigură. Cine a mai fost? Bine, acum, făcând o paralelă așa între programe, am văzut că și doamna Lasconi și domnul Ciolacu se uită pe zona aia de salarii, pe zona aia de taxare, toată lumea se uită pe taxare, dar repet ce am mai spus, mie mi se pare mai degrabă o zonă de guvernare, nu neapărat de... Eu explicat invitații ora trecută, pentru cei care s-au uitat, pentru cei care nu reiau eu discuția, cele două campanii electorale se suprapun și e normal să fie interconectate programul de guvernare cu programul prezidențial. Aceasta a fost explicația tuturor la unison, adică fără... Și ar mai fi probabil o explicație, dacă vrei, până una alta, Marcel Ciolacu este și candidat și în continuare președintele PSD, cumva trebuie să... Și premier.
Și premier, bun. Mă refer în logica asta de campanie, adică domnul Ciolacu, de exemplu, trebuie cumva să ducă mai departe și să urce și partidul, da, pentru... Deocamdată partidul urcă pe dedesubt, pentru că partidul ca procent este peste procentul pe care ar putea să-l adune Marcel Ciolacu. Deci e un ajutor reciproc, dacă vrei. Sunt de acord că se suprapun campaniile, însă eu m-aș aștepta totuși să avem o mai mare concentrare a prezidențiabililor la, pe atribuții de președinte, pentru că pe de-o parte e ușor să spui că vei crește salariile și să pui toată polologia aceea PSD în care sunt, mă rog, și crește de salarii și de pensii și așa mai departe. Pe de altă parte, cred că e mai interesant la un președinte, la un viitor președinte, să vedem care este viziunea lui pe atribuțiile pe care le are și nu pe cele executive. Da, în fine, asta e... Sigur că se suprapun campaniile, asta e situația. Cred că programele de guvernare, nu știu, ar trebui poate prezentate de niște oameni care nu candidează la președinție. Nu știu, eu... Sau... Candidează la parlamentare. La parlamentare, da, exact. Păi da, vezi că candidează la președinție, sunt și candidează la parlamentare, majoritate. A, ok, și asta poate fi o scuză, să zicem, da. Da, deci cumva astea sunt explicațiile. Pe de altă parte, dacă ar fi să ne uităm la campania precedentă, mie mi s-a părut mai tensionată pre-campania decât campania. Dar bun, atunci am avut niște liste comune, am avut niște proiecte comune, da, de a-i duce pe anumiți candidați împreună, mă refer acum la partidele din axa guvernamentală. Acum, bineînțeles, vedem că se întețesc și atacurile între PSD și PNL. Totuși mie mi s-a părut și am rămas cu declarația asta de la domnul Becali, Larisa, care vorbea de conversația aia pe care a avut-o cu Rareș Bogdan. Domnul Ciucă spune că nu, domnule, că n-a existat relația asta sau n-a existat... N-a spus domnul Ciucă asta. Eu așa am înțeles. Nu, domnul Ciucă a spus că domnul Becali este un om credincios. Da, bun, și trebuie să avem încredere în el și că ceea ce spune nu poate să fie decât adevărat. Deci, prin concluzie, de aici concluzionăm că domnul Becali nu minte, deci această discuție cu Rareș Bogdan a avut loc. Da. Bun, hai să ajungem puțin și la Republica Moldova, v-aș propune, pentru că urmează o dezbatere mult așteptată, da, între cei doi candidați, da, între președinta Maia Sandu și Alexander Stoianoglo. Acum, întrebarea e, Rudi, vezi vreun pericol venit din pe filieră rusească care să-i pună o piedică mai Sandu a obține un nou mandat? Da. Vorbeam chiar, sincer, zilele trecute cu fost demnitar din Republica Moldova și ne spunea că există pericolul ca Maia Sandu să piardă aceste alegeri. Bun, nici nu e o afirmație extraordinar de greu de anticipat, pentru că dacă facem o simplă aritmetică, vom vedea că teoretic se poate. Eu sper să nu se întâmple acest lucru, dar teoretic se poate, pentru că, apropo de interferența Rusiei, sunt acolo, între candidați, în mod evident, niște candidați proruși, de la Ilan Șor la, este o doamnă acolo, Irina Vlas, și care sigur că au o serie de procente destul de importante, sau mă rog, care dacă le adunăm pot da o victorie pentru Stoianov. Nu știu dacă va coagula toți acești, să spunem, toți votanții acestor candidați. Nu știm dacă, în ce fel va fi implicarea Rusiei. Din ce vedem din comentariile și analizele de la Chișinău, firesc vorbind, bun, poate nici nu vreau să fiu interpretat greșit. Te rog, rușii fac lucrurile astea în Republica Moldova și încearcă să provoace disensiuni în guvernare. De câte ori a venit cineva cu altă opinie sau cu altă orientare față de orientarea lor? Adică
Nu putea să se aștepte partidul doamnei Sandu, ba, da, sau Maia Sandu, că vor veni astfel de dezinformări, astfel de provocări. Și apoi mai apare o întrebare. Dacă știi că procesul electoral a fost fraudat, da, cu cumpărări de voturi, cu bani dați cetățenilor să voteze nu sau să voteze alți candidați, de ce ai mai ținut? Adică tu ca președinte poți să zici, reorganizăm sau facem o chestiune de tipul ăsta. Pot să spui lucrul acesta. Problema e dacă instituțiile, să spunem, te ajută. Adică dacă ai în spate și niște dovezi, niște lucruri pe care să le poți demonstra și eventual să și acționezi, cum spui. Dincolo de partea electorală, să acționezi la modul penal, de ce nu? Senzația de aici, de la București, este că totuși nu suntem în situația aceasta. Adică nu avem, nu știu, dacă vrei, de la parchet, procurori, până la poliție care să ia niște măsuri de tipul acesta. Pentru că, până la urmă, cum spui, ar trebui să vedem o situație mai radicală. Adică dacă sunt clar dovezi de implicare ilegală a Rusiei sau a altcuiva, sau că s-au dat bani în timpul alegerilor, e clar că ar trebui să acționez nu pe cale legală. Înțeleg că nu există, fie nu există forța, fie nu există dovezile. Asta e înțelegerea mea. În rest, cum spui, era de așteptat. Acum, Rudi, să fim serioși, dovezile, dacă vrei să obții niște dovezi de implicarea Rusiei, pe-au găsit jurnaliștii de la BBC, adică n-au stat prea mult acolo. Era o chestiune de simplă, da. Adică n-au stat prea mult acolo pe străzi să recunoască un cetățean că a primit bani pe filiera respectivă. Asta unul. Doi la mână. Rușii, prin implicarea asta în alegeri, bine, pe lângă dezinformările alea că vine Maia Sandu și dacă se duce Republica Moldova spre Uniunea Europeană, dărâmă biserici și mai știu eu ce, dincolo de dezinformările astea, m-am uitat și eu pe declarațiile și pe programele opozanților doamnei Sandu. Păi, au apăsat o pedală a nemulțumirilor din societatea Republicii Moldova cauzate de guvernul doamnei Sandu, adică partidul PAS, da, n-a prea reușit să le livreze oamenilor ce-a promis. E adevărat că guvernarea s-a erodat, e adevărat că unele lucruri care au fost promise în acești 4 ani nu s-au făcut de către guvernarea PAS. Dar, încă o dată, miza e mare. Adică mie mi se pare o miză mare și să sperăm că Maia Sandu va reuși să câștige cu amendamentele de care vorbeam. Putea să facă România mai mult, Larisa, în relația cu Republica Moldova? Pentru că am avut săptămâna asta, dacă tot suntem la capitolul sinteza săptămânii, când au ieșit rezultatele alegerilor, am chemat o felul de experți din zona asta, spațiului ex-sovietic, și mai că dădeau vina pe România pentru rezultatul ăsta, că România într-adevăr a făcut multe pentru Republica Moldova, dar a comunicat puțin, sau cu toate că eu nu văd că ar fi treaba României să comunice în spațiul Republicii Moldova tot ce a făcut. O să am o părere, poate nu foarte populară, dar în afară de faptul că vorbim aceeași limbă cu Republica Moldova și că avem un istoric, până la urma urmei, astăzi când vorbim, suntem două state diferite. Suntem două state care își decid singure soarta. Dacă România a dorit să intre în Uniunea Europeană și a făcut demersuri și schimbări majore în stat pentru a face acest lucru, niște sacrificii pentru a ajunge în Uniunea Europeană, să facă parte din comunitatea Uniunii Europene, și Republica Moldova trebuie să facă la fel. Cumva tu, ca stat, trebuie să te ridici pe picioarele tale. Nu poți tot timpul să vii să aștepți ajutor. Noi am ajutat pe cei din Republica Moldova, inclusiv cu susținere la nivelul Uniunii Europene. Să nu uităm că avem europarlamentari, Eugen Tomac, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, da, de la toate partidele, care s-au dus, i-au ajutat, au făcut lobby, pentru Republica Moldova. Ei, cei din Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova,
au votat totuși un președinte pro-european care a deschis această cale după ce au avut un președinte pro-rus. Mie realitatea din teren, dacă vrei, mie ca jurnalist, realitatea din teren, nu sunt convinsă că cei din Republica Moldova își doresc să intre în Uniunea Europeană. Și asta nu mă uit doar la vot, da? În regulă, votul e vot democratic, de la referendum mă refer, unde diferența a fost extrem de mică. Am uitat la hartă și harta ți arată că cel mai mare teritoriu, dacă vrei, ocupat de cei din Republica Moldova, nu vor în Uniunea Europeană. Cei care au schimbat acest rezultat a fost diaspora, adică au fost oameni care locuiesc, trăiesc deja în afara Republicii Moldova, care poate nu se mai întorc niciodată, și noi avem 6 milioane de români care sunt plecați în afara țării și care nu cred, oricât de mult ne promit politicienii că îi vor întoarce, nu îi vor întoarce. Că se vor mai întoarce dintre ei, dar asta era oricum o chestiune naturală. Că sunt unii care pleacă doar pentru un an, 2, 3, 5, 10 și la un dat vor să se întoarcă acasă. Își lasă familiile în țară, se întorc la familie și așa mai departe. De acord. Deci cei care au decis cumva legarea de Uniunea Europeană au fost cei care nu mai locuiesc acolo. Îmi pare rău să spun. Oamenii care locuiesc acolo și care au ieșit la vot la referendum au votat să rămână în afara Uniunii Europene. Și atunci, cum pot să vin eu ca stat, să revenim la întrebarea ta, cum pot să vin eu ca stat România sau oricare ar fi el așa, să mă duc să-i ajut să intre în Uniunea Europeană dacă ei nu vor? Pot să le arăt eu ca stat ce înseamnă Uniunea Europeană, pentru că eu sunt stat membru. Și împărțind din experiențele pe care le-am trăit noi la aderare. Pot veni oricând aici, se intră pe bază de buletin. Nu îi împiedică nimeni să vină în România să vadă ce se întâmplă în România, ce s-a făcut pe fonduri europene, pentru cei care sunt curioși. Că dacă te uiți, inclusiv localitățile lipite de granița României au votat împotriva Uniunii Europene. Păi dacă pe cei care stau la graniță și care poate vin și își fac cumpărăturile în România și care beneficiază de infrastructura făcută pe bani europeni, care sunt aici, nu sunt convinși că vor în Uniunea Europeană, de ce să am așteptări de la cei care stau în zona de Transnistria sau mai aproape de sau pe latura cealaltă a țării? Nu mi se pare că România putea să facă mai mult decât a făcut-o. Până la urma urmei, cred că ar trebui să fie recunoscători și sunt. Eu am fost la Chișinău și cei care, românii, moldovenii de peste Prut care apreciază România, apreciază întru totul și faptul că le-am dat vaccin COVID-19 atunci când au avut nevoie și faptul că i-am ajutat cu energie când au avut nevoie și faptul că i-am ajutat cu ajutoare de toate tipurile. Chiar în orice moment, a anunțat domnul Burduja un sprijin de stat pe partea de energie tot timpul le-am dat și proiecte noi pe energie. Nu numai noi, la nivel european. La nivel european De fapt, cu câteva zile înainte de alegeri, Ursula von der Leyen a anunțat să zicem, o finanțare de 1,8 miliarde de euro. Păi da, stai puțin, tu acuzi o finanțare, da? Deci ai, nu știu, hai să vorbim concret și imediat vreau doar să-l salut și pe domnul Lăzescu care este alături de noi. Vă salut, domnule Lăzescu, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Imediat vin la dumneavoastră. Bună seara! Hai să luăm un exemplu concret, da? Orașul Ungheni, de exemplu, da? Care a beneficiat de fonduri europene, s-a dezvoltat pe fonduri europene, chiar dacă cetățenii de acolo nu au primit bani propriu-ziși, ar trebui să simtă efectele banilor europeni în economie, prin diferite moduri de a, sau în diferite moduri în care a fost dezvoltată comunitatea respectivă. Că ai construit un parc, că ai construit o școală, că ai construit o grădiniță, că ai renovat ceva sau așa mai departe. Cum îți explici că într-un astfel de loc răspunsul la referendum a fost mai degrabă nu decât da? Păi cred că explicațiile, și o să las pe domnul Lăzescu apoi să continue, cred că e o chestiune mult mai complexă decât a da niște bani și a beneficia de acei bani sau de a vedea sau nu acele efecte. În primul rând trebuie să spunem că structura etnică a Republicii Moldova este extrem de împărțită, da, adică avem etnici ruși, avem etnici găgăuzi, nu? Avem care aceștia probabil că nu vor, sau foarte puțini dintre ei vor vota totuși un drum către Uniunea Europeană. Dacă ar fi să intrăm în Uniunea Europeană, sigur că
e importantă și opinia lor și e important că vin și ei acolo în Uniunea Europeană alături de frații noștri moldoveni. Deci e o situație, cum să spun, mult mai, aș spune că nu găsim sau rar găsim în Uniunea Europeană o situație de tipul acesta ca structură etnică. Nu știu, poate că mai sunt, dar lucrurile s-au mai aplatizat. Nu știu, avem în Belgia valonii cu flamanzii, să zicem, dar e altă, totuși, minor, dar alt nivel. Și atunci, probabil că în aceste zone, indiferent de câte fonduri europene ai trimite, opinia legată de Uniune și de aderarea la Uniunea Europeană va rămâne aceeași. Da, domnule Lăzescu, începe bătălia, da, de campanie pentru turul al doilea din Republica Moldova. Avem pe de-o parte Maia Sandu, da, cu o opinie clară și cu un drum clar pro-european. Îl avem pe Alexander Stoianoglo și acum toată bătălia pare că se concentrează în jurul voturilor lui Renato Usatăi, da, controversatul politician din Republica Moldova, care cu voturile sale poate înclina balanța într-o parte sau alta. Dacă mă uit la alegerile precedente, și-a anunțat la un moment dat susținerea pentru Maia Sandu, da, în bătălia cu Igor Dodon. Doar că acum înțeleg că urmează niște întâlniri și între Stoianoglo și Usatăi. Dacă Maia Sandu pierde voturile și susținerea lui Renato Usatăi, de la ceilalți contracandidați din turul întâi, să zicem, mai poate lua un procent, 2%, 1-2%. Va mai avea șanse să câștige prezidențialele? Nu, în țară, pentru votul strict din țară, nu prea are de unde să mai ia voturi. Dacă ne uităm, sigur, miza e pe, sunt voturile lusate, care nu sunt puține. Deci sunt, cred că, 14, între 14 și 15%. Și, într-adevăr, Maia Sandu, să ne aducem aminte că în 2020 a câștigat cu 57%. Deci a fost un scor destul de clar în favoarea ei în disputa cu Dodon. Dar atunci vreau aici să fac niște nuanțe care cred că sunt importante, pentru că e important să înțelegem ce s-a schimbat în Republica Moldova din punct de vedere geopolitic. În 2020, Maia Sandu a fost o președintă, o candidată, să zicem, și de ulterior președinta, care a fost cumva acceptată și de Rusia și de, în principal, de Germania. Pentru că Germania era în acel moment, sigur, ea a mers pe acest balans permanent în relația cu Rusia și legat de Republica Moldova. Și atunci Rusia avea o influență în Republica Moldova, avea promisiunea că Moldova nu va ajunge foarte departe în integrare și mai ales cu siguranță nu va ajunge în NATO, iar pe de altă parte veneau bani de la Uniunea Europeană. Toată chestiunea asta s-a schimbat practic decisiv în moment datorită din cauza invaziei rusești în Ucraina. Când pentru, și aici aș face o următoare observație. Sigur că tehnic vorbind, ce spuneați în studio legat de felul în care ar trebui să-și gestioneze Republica Moldova problemele, sunt lucruri corecte, numai că trebuie să înțelegem că în actuala situație geopolitică, practic, dacă Rusia câștigă Moldova, România este într-o situație extrem de dificilă. Adică noi trebuie să avem în minte că e posibil, sigur, noi nu ne gândim la lucruri, ca în câțiva ani să se regândească sferele de influență, inclusiv în Europa. Și nu știi de ce parte pici. Nu știi ce se va întâmpla cu America, că va rămâne la fel de angrenată în Europa, nu știi ce se va întâmpla în general. Și de aceea, ce acuz eu, nu neapărat acuzele care le-ați, aici sunt perfect de acord. Multe din acuzele la adresa României legate de referendum și de alegeri sunt, mă rog, nu sunt serioase. Ce acuz eu, că România nu are o expertiză suficientă și nu, inclusiv acum, nu știa foarte bine situația din Moldova. Deci noi ar trebui să privim situația din Moldova ca ceva esențial geostrategic pentru noi. Ori noi am tratat, uitați-vă și acum, sigur, sunt declarații așa, dar sunt de circumstanță. Noi nu avem. Sunt țări, de exemplu, Polonia știe mult mai bine și mai serios, are structuri instituționale care se ocupă de Polonia. Acum, ca să revenim la alegeri.
dacă Maia Sandu nu reușește să disloce o parte, cea mai mare parte a voturilor, sau o parte importantă din voturile care s-au dus la Renato Usați, pentru că la ceilalți nu are de unde lua. Este am înțeles clar, bine, acum am mai citit niște analize, ar mai putea obține de la câțiva candidați ăștia independenți sau de la partide, nu, mai sunt, poate un 1%, 2%. Au scoruri foarte mici. Da, asta zic, poate aduna de la tot să mai obțină un 1-2%. De acolo. Pentru că rest este Tarlev, care e sprijinit de Partidul Comunist, un fost prim-ministru acolo. E Irina Vlah, care vine din fosta bășcănița din Gădăuzia, care a luat 4, aproape spre 5%. Deci nu prea are de acolo, de la Usati. Ce poți face este să sper că va fi un vot mai serios, chiar mai mare în diaspora. Adică unul în diaspora și doi poate să se adreseze electoratului care n-a ieșit la vot. Acelor oameni care n-au știut ce să voteze, poate să convingă și să mai rupă niște voturi de acolo, mă gândesc. Da, sigur, dacă ne uităm la procentul de vot din 2020, atunci a fost cam cu 2% mai mare decât s-a votat acum în turul întâi. Bun, deci, dar nu știu dacă 2%, să zicem, inclusiv la votul din diasporă, o poate duce peste 50%. Deci lucrurile sunt destul de complicate. Problema e că, aici, iar apropo de discuția anterioară, trebuie să există o zonă întreagă de populație, care unii o consideră undeva între 15-20, poate 25%, care e o populație din asta ambivalentă. Ei ar vrea și cu Uniunea Europeană, ar vrea și cu Rusia, adică nu e foarte clar. Și apropo, sigur că aveați dreptate când spuneați înainte, Munghene la 10-11 km de aia. Și aveam o studentă care zicea de 2-3 ori pe săptămână acasă, la Munghene. Deci, în Munghene s-a votat peste 56% în nu la referendum. Deci o localitate care e quasi ca și cum ar fi în România, adică și lângă un oraș mare cum e Iașul. Deci, e clar că cel puțin și una din probleme, și de aceea au fost mulți, inclusiv, n-am să dau nume, dar cineva care a fost implicat cu o funcție importantă în guvernarea de la Chișinău, care îmi spunea chiar cu luni înainte că e destul de această asociere între referendum și alegerea prezidențială e cu risc. De ce? Pentru că oamenii, cum să spun, asociază referendumul și cu rezultatul guvernării. Problema e că rezultatele guvernării nu au fost nemaipomenite. În al doilea rând, o altă chestiune, și de aceea iar vă dau dreptate când spuneți, apropo de felul în care au gestionat, și eu mă uit chiar la reacțiile de acum, adică să pui totul pe seama rușilor. Da, asta se știa. Că mașinăria de intervenție și de propaganda Rusiei este una formidabilă. Știai, nu afli lucrul ăsta acum. Dar îmi spunea cineva care umbla foarte mult în Moldova, pe tot teritoriul Moldovei, că prezența în zona rurală și în orașele mici a PAS-ului și a partidului de guvernare, practic, și a Maia Sandu, a fost foarte subțire. Adică ei s-au ocupa foarte mult pe zona online, dar zona online era oricum în mare parte în zona lor. Uite, deci dacă la Făleși, care e satul în care s-a născut Maia Sandu, și pe locul 3. Deci e o problemă. A doua mare problemă pe care a avut-o PAS-ul este că la alegerile locale, care au avut loc aproape un an în urmă, practic PAS-ul a pierdut cam toate municipiile. Cred că sunt 11 în Republica Moldova. Și sigur că n-ai primar de partea respectivă acolo și asociezi încă o dată rezultatul guvernării cu tipul de propagandă locală și legi și de, mă rog, legi pe Maia Sandu de împreună mergi la pachet cu aceste alegeri pentru referendumul. Sigur că ai din start o problemă. Așa că acum suntem într-o situație, ca să închei cumva, intervenția, avem o situație în care, pe de o parte, e cu risc mare. Eu sper ca totuși, mai ales cu, mă rog, implicarea și mai serioasă a
diasporei să se treacă acest hop. E foarte important ca Maia Sandu să câștige în turul 2, dar să nu uităm că vin alegerile parlamentare, iar acolo situația e cu adevărat critică. Pentru că putem ajunge ca în Gruzia. Acum, în Georgia, practic, sunt alegeri acum, chiar la duminică. Deci, practic, ajungi, poți să ai pe Maia Sandu președintă, dacă ai un parlament care ți este ostil și e dominat de forțele acestea pro-ruse, ești practic blocat. Nu mai spun că tipul de semnal pe care l-a dat acest referendum în trecut cu 12-13 mii de voturi în plus, în afară, a creat destule semne de întrebare. Nu? Și la Bruxelles și prin alte părți, lumea se aștepta ca lucrurile să curgă mult mai bine. Da. Acum, pentru parlamentare, mai avem de trecut hopul ăsta al alegerilor prezidențiale. Duminică va avea loc o dezbatere, o dezbatere electorală. Iată că Republica Moldova are, România vorbește despre ea, dar încă nu știm dacă va avea vreo dezbatere electorală, poate înainte de tot la fel de turul al doilea. Se pot schimba lucrurile în urma dezbaterii? Adică vă așteptați la anumite surprize? Nu știu, nu cred că se pot schimba decisiv. Adică sunt, pe de o parte, avem o tabără foarte clar conturată, anti-UE, să zicem, amestecat, pentru că, într-adevăr, sunt tot felul de lucruri care, cum spuneam, există o zonă întreagă de gri, în care oamenii ar vrea, nu vor, și cu rușii și cu europenii. Da. Maia Sandu e foarte, foarte bine cunoscută. Nu știu, problema încă o dată, spun, există o anumită iritare apropo de stilul guvernării, nu numai de rezultate, pentru că, hai să fim, și-au venit destul de mulți bani din afară, dar de stilul guvernării. Uitați, eu vorbeam cu luni în urmă, cu un an înainte, de oamenii se plângeau de felul în care s-au făcut anumite numiri, de, știți cum, de tipul de acesta de probleme pe care, dacă vă aduceți aminte, l-a avut și Convenția Democrată când a guvernat la noi. A venit pe un mare entuziasm, dar datorită problemelor interne, anumit tot felul de fricțiuni interne și alte lucruri, la sfârșit, în anul 2000, rezultatul știm și noi cum a fost. Eu sper să nu avem aceeași surpriză neplăcută în Moldova. Acum, nu-mi dau seama, într-adevăr, dacă poate hotărâ, sau dezbaterea asta poate, dar părerea mea că influența nu va fi decisivă. Va fi decisiv ce încearcă, nu știu dacă cât mai au timp, cât fac și ce fac, mai ales, să zicem, în străinătate, adică să mobilizez și mai mult diaspora, să o duci ca să mai obții un plus de voturi și, sigur, cred că totul depinde până la urmă atât de dezbatere, cât de relația sau de tipul de negociere cu USATI. Problema e că USATI a spus la un moment dat, înainte de alegeri, a fost foarte radical, a avut declarații foarte radicale împotriva Maiei Sandu, deci ar trebui cumva. Dar, sigur, negocierile se pot duce în diferite direcții. Aici cred că e cheia alegerilor, mai degrabă decât la dezbaterea de duminică. Bun. Vă mulțumesc, domnule Lăzescu, pentru intervenție și pentru analiză. Vă mai aștept la Prima News și cu alte ocazii. Și profit de acest subiect și de această ocazie de a vă spune, doamnelor, domnilor, că această dezbatere electorală între Maia Sandu și Alexander Stoianoglo se va vedea duminica aceasta la Prima News, începând cu ora 10 dimineața. Așadar, cei interesați de alegerile din Republica Moldova și de cum se așează lucrurile pentru turul al doilea pot urmări Prima News în această duminică la 10 dimineața. Vă veți întâlni și cu mine înainte de această ediție și vom dezbate împreună cu colegii noștri. E o idee bună, da, foarte bine. Și vom dezbate împreună cu colegii noștri înainte, poate și după, să avem câteva impresii la cald aici la Prima News. Bun. Uitam la procentajul de prezență la vot totuși în Moldova, 51,5%, deci ar mai fi loc de creștere
ca și, mă rog, prezența la vot, care dacă vine dinspre diaspora, atunci îi crește șansele, nu mai e Sandu la... Pe asta a spus și domnul Lăzescu, practic și... cu o mobilizare mai puternică a diasporei, doar că problema se va pune atunci la alegerile parlamentare. Bun, până acolo, sigur că acolo e o mare problemă, undeva în iunie anul viitor, dar important acum ar fi, într-adevăr, să câștige Maia Sandu pentru a mai rămâne pe acest drum european, Republica Moldova. Bun, mai avem 4 minute, 5 minute din această oră și aș vrea să deschidem și subiectul orei viitoare, practic. Referendumul lui Nicu Șordan, care, bine, pe scurt, Nicu Șordan vrea ca toate autorizațiile de construcție să treacă cumva pe la el, adică el să dea autorizație sau să nu dea autorizație. Și acum apar tot felul de speculații privind piața imobiliară și cum ar influența un astfel de moment sau astfel de schimbare piața imobiliară din România. Da? Pentru că autorizații mai puține, pot fi autorizații mai puține în cazul în care domnul Nicu Șordan nu e de acord cu un proiect, poate să nu dea autorizații, pot duce la o creștere a prețurilor în piața imobiliară. Și aș vrea să explicăm asta din punct de vedere economic, după care să explicăm referendumul din punct de vedere politic cu Larisa Bernaschi. Te rog. Păi, economic, sigur că așa e cum spui, dacă ai autorizații mai puține și ai, deci, construcții mai puține, deci locuințe mai puține care se construiesc, se pun în vânzare, sunt șanse ca prețul să crească. Dar, sigur că există aici un mare dar, și anume faptul că nu, dacă s-ar întâmpla acest lucru, nu putem vorbi despre o perioadă foarte scurtă. Adică nu cred că de pe azi pe mâine, pentru că există deja în București un stoc de apartamente care este, să zicem, care va fi pus în vânzare. Sigur, nu avem această cifră, dar cu siguranță se întâmplă acest lucru, pentru că le vedem pe unde mergem, pe de-o parte, iar pe de altă parte... Sigur că aspectul economic e important, dar sunt argumente pro și contra pentru această pentru eventuală decizie de tipul acesta, adică o centralizare a autorizației. Dacă vreți, creionez câteva lucruri acum sau dacă nu, ora viitoare. Deschidem și ora viitoare cu subiectul ăsta, doar să ne spună Larisa, din punct de vedere politic, e în linie dreaptă referendumul ăsta și bun, se organizează referendumul, să zicem că bucureștenii votează da la întrebările respective. Ce se întâmplă după? Păi nu, în primul rând va fi foarte interesant să vedem în perioada următoare care va fi poziția partidelor de îndemn la referendum. Pentru că, spre exemplu, cei de la USR spuneau, cred ieri în emisiune, că le vor spune bucureștenilor să voteze pentru primele două întrebări da și pentru a treia nu, adică cea propusă de PSD nu. Deci va fi interesant mai întâi acest joc. Să voteze nu la întrebarea legată de droguri și de... Da, logica lor e, cred că, legată de faptul că asta însemna un buget mai mare pentru primărie. Se aduce acest argument că, de fapt, logica... sunt alte instituții care se ocupă. Da, și logica lor este că această problemă a drogurilor nu este la nivelul Bucureștiului, ci este la nivelul întregii țări. Da. Și ceea ce cumva e adevărat. Da, și atunci a trebuit făcută... Da, va fi foarte interesant să vedem. AUR, ce părere va avea? Reper, ce părere va avea? PNL... Cum se va poziționa PNL față de aceste trei întrebări? Că până la urmă, avem trei întrebări, din care două vin de la Nicu Șordan și una vine de la Partidul Social Democrat. Și atunci va fi foarte interesant să vedem cum se vor poziționa, inclusiv PSD. Care va fi îndemnul PSD? Votați nu la primele două și da la a treia întrebare? Cred că primul pas pe care va trebui să îl vedem politic vorbind vis-a-vis de acest referendum, asta va fi. Că ce se va întâmpla după? Avem atât de multe referendumuri trecute și care nu au avut niciun efect. Am votat la referendum să nu se mai dea ordonanță de urgență pe zona de justiție. Ar fi trebuit modificată Constituția. Nu avem. 300 de parlamentari. Nu avem. Adică, fără penale în funcții publice, prevăzut în Constituție, mai e doar un pas să se facă referendum național, nu se face referendumul național. Adică avem atât de multe încât nu am mari speranțe că... Că se va transpune legislația românească. Da,
inteligent mișcarea lui Nicușor Dan, este parte din această campanie necandidând, este un pol de putere, Marcel Ciolacu a zis că este liderul Dreptei. Am liderul văzut Dreptei venind... și cumva liderul opoziției, dacă liderul stai Dreptei. Să te gândești. Acum și asta cu opoziția, nu știu, PNL unde îl bag? Îl bag în opoziție sau la putere? Păi PNL e și în opoziție și la putere, dacă stai să te gândești. Deci cum e liderul opoziției? E liderul Dreptei, da? Acele partide care se consideră dreaptă și care vor să facă o guvernare după. Bine, nu că ar exista dreapta românească. Vă mai spun ceva, scuze-mă la lista, dar apropo de calitate, l-am asociat pe Nicușor Dan cu PNL, dar azi am primit un pliant la locuință în care USR-ul își face campanie și pe coperta 4, să zic, e Nicușor Dan. Adică toată lumea cum ar vrea pe Nicușor Dan, USR-ul îl pune pe copertă. Păi, dar sunt doi Și Ludovic Orban, vezi? Și Ludovic Orban. Doi piloni ai campanie, Nicușor Dan și Gigi Becali. Adică exact, fiecare Gigi Becali spune, doamne, m-a sunat și ăla, și ăla, și ăla. Toată lumea fiecare cu stilul lui. Pare că toată lumea îl caută pe Gigi Becali, iar de partea cealaltă toată lumea încearcă să... Ambii sunt generatori de voturi. Da. Și Gigi Becali și Gigi Becali, da, se adresează unei segment de altă categorie, dar sunt generatori de voturi. Așa este. Luăm o scurtă pauză, domnilor, dar rămâneți pe Prima News, ne întoarcem imediat cu Proiect de Țară România, continuăm puțin tema cu Nicușor Dan, după care veți vedea, mai avem și alte subiecte interesante, rămâneți cu noi. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, Proiect de Țară România, încă o oră din această ediție. Știți că este vineri și este o ediție ceva mai scurtă, două ore în loc de trei. Vă spuneam înainte de pauză că o să mai revenim câteva minute la Nicușor Dan, după care avem și alte subiecte, dar planul fiscal structural, da, trimis de România Comisiei Europene, până la suprataxarea firmelor din energie, o suprataxare cu 0,5% votată în Camera Deputaților. Rudi, Nicușor Dan, spuneai că mai adaugi ceva după pauză. Da, să plecăm de la autorizații, ți-aș propune, Andrei. În principiu, sigur că centralizarea e totdeauna cu un semn de întrebare vis-a-vis de faptul că atunci când nu decizi să centralizezi, de exemplu, o simplă autorizație de construcție. Bun. Problema pe care însă o văd este aceea că în București, și asta vedem cu toții probabil unde stăm, s-a construit în mod evident haotic. S-a construit pe baza unor autorizații care au fost acordate în urmă cu 4-5 ani. Sigur că durează până de la momentul autorizației până la momentul construcției. Și cred că, dincolo de cine autorizează, e nevoie de inițiativa lui Nicușor Dan, și anume un nou plan urbanistic general și apoi planurile zonale. Pentru că dacă ai niște planuri bine făcute, atunci autorizațiile le pot da și primarii, să spunem, de sector, dacă respectând acel plan. Dar, deodată, acest plan este în schimbare. Și cred că, încă o dată, nu țin totdeauna la investitori, sunt de partea investitorilor, dar acum cred că trebuie să se ia o pauză, dar trebuie să mergem pe acest tip de reglementare pe care o propune Nicușor Dan, pentru că haosul e foarte mare. Și nu mă refer dincolo de construcții, vedem bine, se creează, apar noi cartiere, în principiu foarte bine, dar cu problemele de trafic, cu problemele de școală, de sistem de sănătate care nu există acolo, de spații verzi, nu mai zic, nu sunt neapărat un ecologist, dar trebuie să luăm și asta în calcul. Și atunci toate aceste lucruri cred că trebuie un pic asta unul, centralizat. Doi, aș mai propune domnului Nicușor Dan, apropo de ce discutam cu colegii, cu Dan Bucura și cu Ionuț Cristache, autorizațiile astea să se dea în termenul legal, pentru că de multe ori nu se dau autorizațiile astea în timp și, din câte înțeleg, există o lege de aprobare tacită. Adică dacă n-ai obținut aprobarea într-un anumit termen, în ăla de 30 de zile, 45 de zile, 60 de zile, în funcție de proiect probabil,
se obține o aprobare tacită. Adică tu dacă n-ai dat autorizare, apare cartierul când te aștepți. Că da, asta tacit e foarte simplu. Adică nu dai nicio autorizație și știi că oamenii se apucă sau obțin această aprobare tacită, ceea ce iarăși nu este... Adică eu aș adăuga și chestiunea asta. Adică, Nicușor, dar bun, pot fi de acord la capitolul ăsta de centralizare, da, să vină avizele doar dintr-o parte și așa, dar să se respecte termenele alea. Adică vine un constructor sau un investitor și propune, nu știu, construcția unui cartier rezidențial și iată că nu se obține aprobarea și tacit începe să construiască, da, după termenul respectiv. Adică și mai e un risc, și asta o chestiune. De acord, și mai e aici un risc, pentru că totuși a centraliza mâna unui singur om, azi e Nicușor Dan, mâine poate să fie XYZ, e un risc totuși, adică nu știm cum plecăm de la prezumția că omul e corect și așa mai departe, dar de-a lungul timpului am văzut că sunt multe schimbări ale demnitarilor sau ale celor în funcții. Și atunci e discutabilă și această chestiune. Sigur, poate că ar fi o idee de a chema în această, să creăm un consiliu al autorizațiilor în care să fie poate prezidat de primarul general, să fie, să facă parte și primarii sectori. Am auzit astăzi această idee. De ce nu? Poate fi luat în seamă. Și încă o chestiune, pentru că vorbim de autorizație, dar mai e și partea aceea, cealaltă a întrebării. Înțeleg că în esență, propunerea referendumului este de a mai lua din bugetele de la sector și aduce și la primăria generală. Aici, încă o dată, merg tot pe ideea aceasta a unei, să spunem, centralizări, dar e clar că primăria generală nu are bugetele pe care ar trebui să le aibă, să spunem. Și din acest motiv, multe, să zicem, dacă vrei, chiar și povestea aceasta, sau mă rog, situația termiei, cum se numește, deci a schimbărilor de țef, că până la urmă aici ajungem, are viteza ei, cred că și aceasta o chestiune de buget în ultima instanță, subvenții pentru energie termică și căldură și așa mai departe, bun, aici e de discutat, dar cred că poate fi și aici o schimbare pe care o putem accepta unii dintre noi, evident. Larisa, ce spun primarii de sector, da, după alegeri, după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile, a venit și cu propunerea asta de referendum, care practic îi lasă, în cazul în care trece și în cazul în care se fac toate modificările legislative, în cazul în care... Deja ai spus de foarte multe ori în cazul în care... Cazuri, da. Sunt mulți de dacă, într-adevăr. Dar îi lasă fără o parte din putere pe... Fără bani, nu fără putere. Fără bani și fără... Fără o parte din exact. Bani, că nu le ia chiar toți bani. Atunci, sau... care mai e rolul celorlalți primari? Nu sunt neapărat încântați, dar nici nu au venit acum să zic că nu se face asta. Până la urmă, decizia definitivă va fi una politică, da? Decizia definitivă de a schimba legislația și așa mai departe. Dacă ne uităm la primarii din București, ce avem? Avem PSD și PNL. Pentru ca referendumul lui Nicușor Dan să se întâmple, nu se poate face fără PSD și PNL. Oricare ar fi majoritatea și oricum va arăta, nu cred că vor reuși celelalte partide să strângă și să se coaguleze jurul lui Nicușor Dan și să facă 60% din Parlament, să aibă 240 de parlamentari și să-i treacă proiectele lui Nicușor Dan. Și atunci, de ce să intervii și de ce să vii acum cu niște, să-ți faci niște scenarii când... Păi și atunci care mai e rolul referendumului? Pentru să consulți populația. Păi care populația a mai fost consultată și la alea cu 300 de parlamentari și la... Și... Asta am spus ora trecută. Am mai avut alte referendumuri și nu s-a întâmplat absolut nimic. Păi și atunci ce este, politic vorbind, strategic vorbind, din partea lui Nicușor Dan? Nicușor Dan a intrat în campanie electorală nefiind candidat la alegerile parlamentare sau prezidențiale. Își crește capitalul de imagine, era singurul moment în care poate face. A fost promisiunea lui spusă în seara alegerilor, pe local, 9 iunie da. A spus asta, a promis, a îndeplinit că faptul că voința politică este alta, el poate doar să-și facă campanie electorală peste 4 ani pe această idee. Da, politic vorbind, Nicușor Dan are doar de câștigat. Îmi cer scuze. Da, așa e. Cred că e un fel de alibi până la urmă al politic, pentru că, într-adevăr, nici eu nu cred că, acum am vorbit mult pe tema aceasta, dar nici eu nu cred că se va
materializa într-un proiect de lege și într-o schimbare de lege. Și până la urma urmei, eu vreau o dezbatere pe bune. Adică dacă ajungem în momentul în care chiar să luăm astfel de decizie, eu vreau să avem o dezbatere publică pe bune. Ce s-ar întâmpla dacă Nicușor Dan nu e veșnic? Și nu putem să îl scoatem acum pe Nicușor Dan că nu ar avea sau nu va avea la un dat anumite interese de anumite autorizații de construcții. Dar dacă Nicușor Dan mâine printr-un alt referendum este demis și vine un alt primar și ăla poate să meargă la extreme, să semneze toate autorizațiile sau să le respingă pe absolut toate. Adică vom sta blocați într-un singur om, dăm puterea unui singur om pe tot ce înseamnă construcție în București. Cred că la asta trebuie să gândească bucureștenii atunci când merg. Să scoți numele, partidele, ce vrei tu. Acum să te gândești la principiu, că de fapt referendumul e vorba, adică votezi un principiu. Vrei să dai toată puterea de construcție, tot ce înseamnă construcții în București unui singur om, indiferent cum se numește el, că e Nicușor Dan sau altul. Ok, poate astăzi unora la 46-47% dintre bucureșteni, poate le convine Nicușor Dan, dar nu e veșnic. Eu am mai văzut astfel de momente, poate nu la un nivel atât de înalt, dar am trăit în Parlament de foarte multe ori. Într-adevăr, PSD făcea asta foarte des, sau PNL, în funcție de cum își doreau, modificau fie regulamentul Camerei Deputaților foarte puțin ca să-i avantajeze pe moment. Și un moment, dacă vrei, îl și povestesc foarte pe scurt, a fost în momentul în care Liviu Dragnea a vrut să scape de Valeriu Zgonea din fruntea Camerei Deputaților. În urmă cu niște ani, își modificase PSD regulamentul astfel încât să securizeze locul unui șef de cameră, șeful Camerei Deputaților, că ai nevoie de 2/3 de voturi pentru a da jos președintele Camerei Deputaților. Și s-a trezit Liviu Dragnea, același PSD, da, tot parlamentarii PSD, care voiau să-l dea jos pe Valeriu Zgonea, care nu voia să plece din fruntea Camerei Deputaților. Dar nu i-a ajutat regulamentul, pentru că, ce să vezi, tot de ei l-au modificat ca să securizeze locul unui alt șef al Camerei Deputaților. Și ce au făcut? Au modificat din nou regulamentul, l-au adus la starea lui inițială, în care ai nevoie de majoritate simplă, adică 50% plus 1, ca să dai jos președintele Camerei Deputaților. Și sunt foarte multe astfel de exemple pe care fie PSD, fie PNL le-au făcut și pe urmă au fost, adică li s-a întors împotriva lor. S-ar putea să ne trezim și aici la Nicușor Dan cu acest referendum, cu o astfel de modificare legislativă, să întoarcă împotriva lui. Să nu uităm cine este Nicușor Dan. Nicușor Dan este un ONG-ist care s-a ocupat și a dat în judecată toți primarii, autorizațiile, s-a judecat cu fiecare parte ca simplu cetățean sau din poziția de ONG-ist. Păi nu o să-l vedem noi pe Nicușor Dan care vine următorul primar și care o să conteste tot el la... în instanțe că a dat careva o autorizație cu care el nu e de acord? Poate fi o întrebare, da. Deci, hai să, când mergem să votăm la referendum, scoatem personajele din ecuație și trebuie să votăm niște principii. Și întrebarea trebuie să sune cam așa. Vrem ca primările de sector să aibă mai puțin bani și primăria generală să aibă mai mulți bani? Da? Nu. Aici dezbaterea este mult mai largă. Ce face primăria generală cu mai mulți bani? Unde îi investește? Pentru că în acest moment lucrurile sunt foarte clare. Banii de la primăria de sector merg pe comunități, merg inclusiv pe școli, pe spații verzi. Sunt sectoare unde nu se plătește, spre exemplu, nu se plătesc anumite taxe, sunt alte sectoare unde se plătesc anumite taxe. Care e avantajele sau nu, sau te face pe tine ca cetățean să decizi dacă vrei să stai în sectorul X sau sectorul Y? Da? Deci sunt niște plusuri și minusuri. Păi dacă tu mi-ai chestia asta, în plus de asta, să nu uităm că mai sunt niște primari care au mai făcut niște pasaje subterane, supraterane, au mai lucrat pe infrastructură, pe bucățica lor și așa mai departe. Păi tu dacă iei asta și banii aceia îi duci doar ca să faci infrastructura mare, cea care este la Primăria Generală a Capitalei,
Păi cu ce mă ajută pe mine cetățean al sectorului X, care locuiesc pe o stradă care e neasfaltată, care, unde nu am apă și canalizare și, teoretic, primăria de sector trebuie să se ocupe. Îi dau bani lui Nicușor Dan ca să bage bani în, să ia Metrorex-ul, care este acum finanțat de la bugetul de stat? De ce? Aici doar un amendament. De acord cu, sigur, cu ce spune Larisa, dar vin și eu cu partea cealaltă. Sigur că, în principiu, sau nu în principiu, nu voi lua toți banii de la primele de sector, dar mutând niște bani către primăria generală, poți să dai o, să zicem, o imagine de ansamblu sau poți să vezi imaginea mai mare pe care să te concentrezi în investiții. Adică n-are sens, de exemplu, să faci poate un pasaj în loc în sectorul 3 sau în sectorul 6, când poți să faci o chestiune, o investiție care să treacă prin toate sectoarele. Da, asta s-ar putea realiza foarte ușor, Rudi, dacă ar exista o bună colaborare între cei 7 primari pe care i-are capitala. Că dacă toți ar sta și s-ar pune la masă și ar zice, eu vreau asta, am bani pentru asta, am bani să finanțez atât, am bani să finanțez atât, păi mai vine și de la bugetul de stat. Bine, aici adevărat, un proiect, istoria ne arată că niciodată nu s-a întâmplat lucrul ăsta, că au fost din tabere politice diferite. Am avut primari de la 2016-2020, am avut 7 primari în București de la PSD. Da, e adevărat, cu doamna Firea, nu? Poate era, sau, doamna sau... Firea și la toate sectoarele erau primari PSD. Dan Durache la sectorul 1, domnul Toade la sectorul 2, Negoiță sectorul 3, Băluță sectorul 4, mai bine, nu știu, nu la sectorul 5 era Daniel Florea și la sectorul 6 era Gabriel Mutu. Ok, corect. Dar, încă o dată, n-a funcționat neapărat mai bine decât acum sau decât în urmă cu 20 de ani. Nu știu, n-am în fost, n-am fost atentă urmăritoare a deciziilor locale. Lăsatul primăriilor de sector cu mai puțin bani, eu pot fi de acord și pot să nu fiu de acord. Adică eu pot să mă uit, în primul rând, stau în sectorul 6. Mie îmi place cum arată sectorul 6 în conducerea primăriei de sector, Ciucu, da? Domnul Ciucu, dau un exemplu, că e perfectibil, că mai poți face anumite lucruri și așa mai departe. Dar poate dacă mă uit pe programul sau pe promisiunile lui Nicușor Dan și pe ce a realizat, poate de multe ori nu sunt de acord cu ce face. Și atunci eu prefer ca domnul Ciucu să-și continue, mergând pe același exemplu, să-și continue modul de a gestiona sectorul, nefiind de acord cu modul în care a gestionat, să spunem, Nicușor Dan anumite investiții din capital. Putem interpreta așa, doar încă o dată cu un amendament. E bine că discutăm, pentru că proiect asta ar fi dezbaterea care ar trebui să aibă loc pe zona aceasta a acestui referendum. Cu amendamentul spun și eu că nu cred că se va transpune repede neapărat într-o lege. E un referendum cu vis politic și aici am o întrebare de imediat, doar să răspund. Vezi, mă uitam pe bugetul primăriei generale. Cei mai mulți bani se duc, de fapt, pe subvenție și pe investiții pe care le pot face. Ori dacă ai mai mulți bani, ai șanse să, încă o dată, să termini mai repede, eventual, toată povestea aceasta a sistemului energetic, a energiei termice, în primul rând, care, până la urmă, e o problemă generală, nu e o problemă a unui sector sau altul. Toate sectoarele au această problemă. Ea se acutizează la primăria generală, toată lumea se uită la Nicușor Dan că pune țevile prea, că e avantajos politic, că le pune prea lent, dar de fapt cam ăsta e ritmul prea în care se poate lucra sau ăsta e bugetul în care poți lucra. Și atunci hai să dăm mai mult, poate reușim să mărim ritmul ăsta. Și mai e ceva comun în București, să zicem, nu? Traficul. Încercăm să facem un trafic mai fluid. Trebuie să-l gândești tot la nivelul orașului până la urmă și nu la nivelul sectorului, că pe strada aia merg 3 mașini, dar pe bulevardele mari merg 100, nu știu, dau un exemplu. Nu știu, e de discutat, sigur. Sunt argumente și pro și contra. Nu pot să spun că am eu 100% dreptate sau că argumentele celelalte nu sunt corecte. E o temă, într-adevăr, pe care o poate deschide această... Dar nu avem timp acum. Aici sunt de acord, nu avem timp acum când avem prezidențiale, avem parlamentare, să mai discutăm și temele de administrație locală la modul serios. Probabil că trebuie discutate înainte de alegerile locale. E clar că Nicușor Dan face și cu asta un joc politic pentru a rămâne în centrul atenției și pentru a spune apoi, domnule, uite, eu am vrut asta, dar nu, uite, nu vor, nu știu, cred că cetățenii vor vrea, să-ți admitem că vor vrea. Dacă nu vor vrea, e tema închisă. Dacă vor vrea și nu vor politicienii, mai au cum să arate cu degetul. Asta e o întrebare bună. Ce se întâmplă dacă acest referendum va fi un eșec?
Da, e corect. Trebuie să-și-l asume cel care l-a inițiat, în principiu. Adică, sau el, Nicușor Dan, va înțelege că această schimbare, să spunem, nu e agreată de cetățeni, să zicem. Pentru... Dar încă o chestiune, scuză-mă, că asta e întrebarea. Dar de ce se atașează și PSD de... cu această întrebare. Asta, eu cred că a fost tot o mișcare politică, mă gândesc, nu? Păi, bineînțeles. Ca să nu lase singur pe Nicușor? Putea astăzi PSD să zică nu? Nu, dar ei tot timpul zic da, dar... Și la PSD tot timpul există un dar. Și acest dar a fost o a treia întrebare ca să arate că se impun și că nu își ia acest merit doar Nicușor, da. Bun, pentru următorul subiect ar trebui să explicăm lucrurile și să facem o scurtă istorioară, da? În bugetul de anul trecut, bine, noi știam că avem niște probleme cu un deficit excesiv de prin 2019, dacă nu mă înșel. A fost pandemia, bun, în bugetul de anul trecut s-a descoperit o gaură bugetară destul de mare. El vă perudică, zâmbește, probabil se gândește la domnul Căciu. Dar nu e nicio problemă. Absolut. Știi că avem opinii diferite. Eu cred că da. Să începi să te gândești de la domnul Cățu. De la domnul Cățu. Da, și de la... Așa, s-a descoperit această gaură bugetară și de atunci, mai pe românește, într-un limbaj așa mai neacademic, ne-am tot căcăit, domne, ce facem, cum facem să astupăm gaura asta bugetară. O parte din cheltuielile de anul trecut le-am mutat pe anul ăsta. Am venit prin septembrie anul trecut, dacă nu mă înșel, cu niște măsuri fiscale și a asumat guvernul răspunderea asta după ce a fost o altă ordonanță în timpul guvernului Ciucă, da? cu bunuri, cu servicii, să mai taie vreo 10% de la fiecare minister, încă nu mi-e clar dacă vreo fiecare... Vreo 3-4 ordonanțe de astea am avut. Am avut o serie de ordonanțe, după care a venit guvernul Ciolacu și în luna septembrie, și țin minte că făceam emisiuni pe tema respectivă, și ne gândeam la un moment dat, trecuseră câteva luni și noi tot vorbeam zi de zi de măsurile fiscale, cum vor fi, când vor fi, care va fi echilibru între reducerea cheltuierilor și banii veniți din zona privată. Mă rog, în cele din urmă am văzut măsurile fiscale prin septembrie anul trecut, l-am văzut pe domnul Ciolacu care și-a asumat răspunderea în Parlament pe măsurile respective. Iarăși, dezbatere după dezbatere, că o parte prea mică venea din zona de reducere a cheltuielilor, că cea mai mare, grosul banilor venea din zona asta, care până la urmă nici taxele mai mari n-au însemnat neapărat venituri mai mari. Bun, după care am început negocierile cu Bruxelles, cu Uniunea Europeană, pe scăderea deficitului, nu într-o perioadă scurtă, în 7 ani. Acum, părerile analiștilor economici s-au împărțit și pe subiectul ăsta. De ce 7 ani? Practic, traduc unii analiști că asta înseamnă că nu ne asumăm mari reforme în următorii 7 ani. Bun. Și ne-am dus pe la ușile Uniunii Europene, la tot felul de negocieri. Uniunea Europeană a zis, bun, așteptăm un plan de la voi, de scăderea deficitului în 7 ani. În caz contrar, vom impune noi un plan de scădere a deficitului în 4 ani. Trebuia să-l prezentăm, dacă nu mă înșel, pe 15 octombrie. În cele din urmă am mai obținut o păsuire de vreo 10 zile până astăzi. Când astăzi, ce să vezi, chiar în ultima zi a apărut planul fiscal structural și iată-ne în ziua de astăzi. Dacă am uitat ceva sau am omis vreun element din istoria acestei găuri bugetare, puteți... Așa e un amendament, faptul că mai găsise și... Liviu Dragnea, o gaură bugetară după guvernul Cioloș și am avut o comisie de anchetă pentru a verifica gaura bugetară lăsată de Cioloș și nu s-a ales nimic de ea. Exact. Așa se va întâmpla și acum. Ba, acum știm că avem o gaură, nu știm cât de... Că știi că și asta era, cât de mare e gaura, da. Cât de mare... Eu zic să-l întrebăm pe Rareș Bogdan, că se pricepe la... găurile de la terenul se pricepe de gol, și la eliminarea anumitor. Așa, și poate ne explică și cu gaura bugetară cum e, că dacă se pricepe domnul Rareș Bogdan... Hai să vedem cum arată planul ăsta. Vă recunosc că l-am văzut cu puțin timp înainte să intru în emisiune și n-am apucat să-l citesc așa din scoarță în scoarță, dar îl avem pe Marius Oncu, jurnalist Profit.ro, la telefon alături de noi. Te salut, Marius, și mulțumesc pentru răbdare și mulțumesc că ai acceptat invitația. Bună seara, cu plăcere.
Cum spuneam la început, dincolo de scurta istorioară, n-am apucat să citesc din scoarță în scoarță planul ăsta structural. Știu că voi ați avut pe profit.ro o serie de articole chiar cu o săptămână înainte, iar o bună parte din ele sau o bună parte din articolele respective, din informațiile prezentate de voi și din documentele respective, sunt regăsite și în planul fiscal structural. Tu presupun că l-ai citit cu atenție mai mare. Eu îți repet, l-am primit înainte de emisiune și n-am apucat decât așa pe alocuri câteva chestiuni. Spune-ne mai multe despre el. Cum ne propunem să scădem deficitul? E realist? E nerealist? Cum îl vezi? Andrei, nu sunt surprize. Adică noi am avut o variantă ceva mai pe scurt a planului fiscal structural. Aceasta este o variantă mai extinsă. În linii mari, lucrurile sunt la fel, adică datele sunt aceleași. Apar unele detalii prin anumite locuri, dar liniile mari sunt la fel. Aș preciza și la ce ai spus mai devreme, că am primit termen 25 octombrie. Planul fiscal nu a fost trimis astăzi la comisie, doar a fost publicat de către Ministerul Finanțelor, ca să-l, să zicem, într-o fel de consultare publică să fie văzut. Și urmează să fie trimis comisie undeva în primele zile ale săptămânii următoare din informațiile noastre. Bun. Dacă nu sunt mari diferențe față, noi am tot vorbit pe baza articolelor de pe profit.ro când ați prezentat varianta aia mai scurtă a planului și am discutat cu diferiți analiști economici și mulți au spus, da, pare un plan corect, pare un plan așa ca la manual, ca la manual de economie, dar sunt niște chestiuni care dincolo de corectitudinea economică, repet, ca la manual, trebuie puse și în practică. Și sunt acolo niște capitole, de exemplu, reducerea dependenței companiilor de stat de bugetul statului. Păi, în propoziție și în definiție sună bine, dar acum noi avem companii de stat care doar așa funcționează. Sigur, Andrei, problema companiilor de stat este o problemă destul de veche. Sunt multe companii de stat, binișor peste 1000, profitabile, nici nu știu câte sunt, dar sunt cu profituri substanțiale, sunt puține. Și sunt, în principal, cele pe care le știm, cele din energie, companii chiar listate, acelea aduc în general banii la buget prin dividende și după aceea sunt o serie de companii care, să zicem că mai degrabă rezistă, nu au rezultate bune și sunt și foarte multe care, ce pot să zic, sunt mai degrabă niște pietre de moară. Păi asta zic, și atunci cum reduci dependența companiilor respective de bugetul statului? Sau dacă vrei, putem merge și în alte zone. Uite, Neptun Deep, da? E văzut ca o piatră de temelie și o sursă de venituri pentru stat în 2027. Adică noi nici nu știm exact cum vor fi veniturile respective, dar am inclus în plan Neptun Deep. Ce se întâmplă dacă în 2027, de exemplu, atragem mai puțin din Neptun Deep decât ne-am propus noi? Atunci ce facem? Mergem cu un alt plan la Comisia Europeană și venim cu altă sursă de finanțare? Sau cum? Vă să înțeleg. Planul acesta are un grad ridicat de flexibilitate. Sunt niște, și sunt aici niște detalii. Planul se renegociază cu fiecare guvern care se instalează. Deci dacă în următorii ani România, să zicem, doar presupunem că ar avea un guvern nou în fiecare an, acest plan ar fi renegociat cu Comisia Europeană de fiecare nou guvern. Dar termenul rămâne, aia 7 ani. În cadrul celor 7 ani. După care, în acești 7 ani, funcționează un sistem, să zicem, de credit între ani. Adică dacă într-un an nu ai redus deficitul cât trebuie,
în anul următor va trebui să recuperezi, va trebui să faci și ce era de făcut în acel an și să recuperezi și ce ai avut în urmă. Sau dacă ai redus deficitul mai puternic, mai, adică ai redus mai mult deficitul decât aveai prevăzut pentru anul respectiv, după aceea ai un spațiu, să zicem, nu știu, te poți abate în anii următori de la reducerile prevăzute pe an. Deci e important să se atingă țintele per ansamblu. Și sigur că da, dacă România nu va îndeplini anumite măsuri care sunt prinse în acest plan, va trebui să discute cu Comisia Europeană, să negocieze, să vadă ce, adică se va ajunge la, presupunem, la un consens. Și nu presupunem că se va ajunge la un blocaj. Fie va trebui într-un final să implementeze măsura respectivă, fie va trebui să implementeze alte măsuri și să compenseze impactul bugetar. De acord. Marius, bună seara, Constantin Rudnitschi. Sunt, repet și eu ceea ce spunea Andrei, n-am putut să citesc că a fost apărut în seara aceasta planul extins. Am văzut și eu rezumatul despre care ați scris și voi. Întrebarea mea, sau dacă vrei mica mea provocare, era dacă și tu crezi, precum am văzut opinia lui Gabriel Biriș, de exemplu, care uitându-se pe evoluția în PIB a veniturilor din impozite pe venituri și pe salarii și pe TVA, că ne putem aștepta, nu știu, anul viitor și anul următor, 2027, la creștere de TVA și la creștere de impozit pe venit. Pe salarii. Bună seara, Rudi. Bună seara. Este foarte greu de zis. În primul trimestru al anului următor, Banca Mondială ar trebui să vină cu niște scenarii bazate pe raportul pe care l-a pregătit și deja în cadrul PNRR pentru Guvernul României. Și din acele scenarii, Guvernul va trebui să aleagă și să implementeze. Legat de impozitul pe venit, am întrebat și eu la Ministerul Finanțelor dacă se intenționează ceva din sfera informațiilor vehiculate în spațiul public, și anume creșterea impozitului pe venit la 16% și altele asemenea, mi s-a spus că nu, că nu este un impact care vine din măsuri fiscale. Nu am primit lămuriri suplimentare, așa că rămân și eu cu unele semne de întrebare. Dar sigur avem unele măsuri care ar trebui să înceapă poate de anul următor, și anume eliminarea reducerea unor facilități. Aici sunt acele sectoare unde erau facilitățile. Poate există vreun impact și din ca urmare a creșterii salariului minim. Nu mi este foarte clar. Cei de la finanțe atât au precizat că nu este un impact care vine din măsuri fiscale. Deci n-ar trebui să vină din vreo majorare de cotă. Am înțeles. Probabil că se referă la o egalizare a tratamentului fiscal pentru categoriile de, nu, de salariați, cum spui. Aceasta și salariul minim. Fiscală, Rudi, nu știu. Da, sau din evaziunea fiscală. Mai am poate un mic comentariu, dacă se poate, Andrei. Te rog. În plan se vorbește și despre, sau mă rog, rezumatul planului se vorbește despre o creștere moderată a cheltuielor de personal, a salariilor bugetare. Dar în același timp se vorbește despre o scădere, sau se arată o scădere a cheltuielor în PIB, a procentului de cheltuielor cu personalul din PIB. Sigur că o să se spună că va crește PIB-ul și în felul acesta scade ponderea, dar în același timp, dacă ne crește PIB-ul și trebuie să ne crească și mai mult, pentru că ne duce și pe acest 4% din impozitul pe salarii, atunci ar trebui să crească și mai mult veniturile din impozit pe salarii. Nu știu dacă sunt foarte clar, că mă înțelegi că super, Marius. Este vorba de salarizarea angajaților din sectorul bugetar. Da, de acolo plecam, da. Ai văzut că scrie că e vorba de o creștere a cheltuielor moderată, să spunem. Ce înseamnă moderată, nu știu, sau a salariilor.
e acolo e un semn de întrebare, Rudy, pentru că avem o pondere în timp de 11,2% pentru anul acesta și de 10,6% pentru anul următor. Și după aceea urmează să scadă ca pondere în timp, dar ritmul de scădere este foarte lent după 2025, adică 0,2 puncte de PIB în 2026, 0,1 puncte de PIB în 2027-2028. Da. Deci foarte lent. Dar ceea ce se întâmplă anul următor este o scădere de 0,6 puncte de la 2024 la 2025. Adică dacă stăm să ne uităm, de anul trecut, pe anul ăsta, a crescut cu 1,1 puncte de PIB remunerația angajaților din sectorul public. Și pentru că a fost an electoral și s-au acordat creșteri. Și întrebarea ta e cum ar putea să scadă anul viitor în condițiile date? Această scădere de anul următor începe să semene, ar putea semăna chiar cu o înghețare. Nu știm dacă chiar o înghețare sau ar putea fi și o majorare foarte redusă, dar ar putea fi și o înghețare a salariilor în sectorul public. Bun, și eu mai am două întrebări. Una, apare PNRR în planul ăsta, adică Ministerul Finanțelor își spune speranța și pe niște venituri de-astea din PNRR, da? Da. Realitatea ne-a arătat că nu prea ne iese atât de bine cu PNRR-ul sau ne iese, dar ne iese cu întârziere, cu suspendarea anumitor fonduri. Cât de realistă e chestiunea asta? Asta ar fi prima întrebare. PNRR este o componentă majoră a acestui plan fiscal. Cu atât mai multe dintre reformele care sunt în PNRR se regăsesc și în acest plan. Cât despre fondurile care trebuie atrase din PNRR, sunt prevăzute niște investiții foarte ridicate în următorii ani. Este și probabil principalul motiv pentru care deficitul bugetar este prevăzut să scadă atât de lent pe o perioadă de 7 ani. Guvernul zice că trebuie să facă investiții foarte mari în această perioadă ca să poată utiliza și fondurile din PNRR și fondurile europene din calendarul financiar multianual al Uniunii Europene. Deci PNRR este foarte, foarte important. Acum să vedem dacă ne iese, că ți-am zis, atragem bani, dar atragem cu amânări, cu destul de complicat și atunci 2026 e aproape, mai avem anul viitor și următorul an și s-ar putea să nu ne mai bazăm atât de mult pe fondurile astea. Bun, și a doua întrebare, nefiind economist, întreb și eu ca cetățean, ce se întâmplă cu TVA, cu taxa pe valoare adăugată, pentru că aici mă interesează în mod direct, ca pe toți de aici și pe cei de acasă, mergem la cumpărături, dar și așa ne confruntăm de ceva timp cu o inflație care ne dă bătăi de cap. Dacă se mai intervine și pe zona asta de TVA... Acum, hai să glumești, stai liniștit, va crește, știi? Nu glumesc, nu, să nu creadă, e chiar o glumă, să nu creadă telespectatorii. Ce se întâmplă cu TVA-ul? Avem această siguranță. Este foarte greu de zis la acest moment, Andrei, ce se întâmplă cu TVA-ul, pentru că din partea politicienilor am primit o serie de asigurări, mai ales legate de cota generală. A spus domnul Câciu că nici în 2026, nici în 2027, stați liniștiți că nu crește. Iar TVA-ul a fost folosit în trecut drept o măsură de avarie. Crești TVA-ul când ești disperat și ai nevoie de venituri la buget. Păi și suntem disperați sau nu? Încă nu. Planul acesta pe 7 ani nu este un plan disperat. Este un plan cu niște calcule care, dacă sunt agreate și acceptate și de Comisia Europeană, ne așteptăm ca să se desfășoare astfel. O ajustare de 0,9 puncte procentuale anul următor la deficit, având în vedere că anul acesta acum e cu 0,9 sau că era cu 0,7, deci ne-am dus la 0,9. Anul următor era cu 0,9 din câte Rudy. Da. Nu este o ajustare care să nu poată fi făcută. Este, aș zice că este la îndemâna
guvernului să facă această ajustare anul următor, mai ales că anul acesta, să zicem că și-a cam dat liber la cheltuieli, adică știind că trebuie să facă această ajustare, nu s-au stins să crească cheltuielile în acest an, pentru că știam că le va fi mai ușor să coboare deficitul de la un nivel mai înalt, adică una era să scadă cu 0,9 de la 7,9 să ajungă la 7, alta ar fi fost să scadă de la 7,9 și să ajungă la 7. Da, a fost o adevărată probă de responsabilitate politică și economică. Adică au cheltuit cât au vrut ei, doar cu... Din punctul meu de vedere, planul acesta ne pune o problemă mare de tot și aceea este problema datoriei publice. O să ajungem după acest plan cu o datorie foarte mare și chiar și mai grav, cu niște costuri extrem de mari cu dobânzile. Păi tu ai scris, da, Marius, că facem, o să avem costuri peste 100 de miliarde bun de lei pe an, o să ne costă numai dobânzile. În ce an? În 2027, când... Marius Oncu, îți mulțumesc pentru explicații și o să mai atingem subiectul ăsta, sunt sigur, pe măsură ce vom avea și răspunsul Comisiei Europene. E un plan destul de stufos, așteptăm doar să vedem... Doar o concluzie să trag și eu, Andrei. Sau două. Prima, mi-a plăcut povestea ta despre economie, adică ai făcut așa mai pe... Mai pe înțelesul publicului, e bine, nu? Adică ai prins acolo momentele importante. Acum însă, concluzia mea pe planul fiscal, ca să mă întorc la el, este, îmi pare rău că mă aud, citez, am scris deja chestia asta, dar cred că ăsta e adevărul, e că un plan fiscal e ca un costum de baie, adică arată câte ceva, dar nu esențialul. Știm ce vrem să facem, dar în amănunte nu avem acele amănunte legate de, de exemplu, de taxe și impozite, ca să fiu mai concret. Scurtă concluzie și de la tine, Larisa, ce urmează? Așteptăm un răspuns din partea Comisiei Europene. Spunea Marius Oncu că noi încă nu l-am trimis, l-au pus pe site. Răspunsul a venit oricum după alegerile prezidențiale și parlamentare. Le ia ceva să citească tot planul. Nu, dar... Și Comisia Europeană și acolo e totul politic, adică oamenii înțeleg că suntem într-un moment și într-un context și nu va pune nimeni presiune, mai ales că până la urmă orbei, tu ca Comisia Europeană vrei să știi cu cine lucrezi, da? Și cine și-asumă acest plan. E foarte clar că actualul guvern își încheie mandatul în câteva luni, deci nu ai de ce să închei un parteneriat sau să-ți iei o asumare a răspunderii din partea unui guvern despre care tu știi că oricum va pleca în câteva luni. Și de asta și fost această prelungire de 6 luni, nu e nicio grabă. Și luna ianuarie suntem tot aici, măcar avem o perspectivă, o predictibilitate și așa mai departe vis-a-vis de ce se întâmplă la nivel guvernamental. Deci nu cred că va pune nici comisie. Până la urmă, abia la finalul lunii noiembrie se își ia comisia mandatul. Mai durează, nu e nicio presiune. Pe final am mai păstrat un subiect, o suprataxare de 0,5% pentru firmele din energie. A fost votată în Camera Deputaților și, bineînțeles, acum toate informațiile sau toate îngrijorările se duc spre prețurile la benzină, la motorină, la gaze naturale, da? Odată cu taxarea aceasta. L-avem pe Adrian Negrescu, analist economic, pe finalul acestei ore. Vă mulțumesc, domnule Negrescu, că ați acceptat invitația. Hai să începem de la suprataxarea asta cu 0,5% pe cifra de afacere a companiilor din energie și care ar putea fi efectele? În primul rând, să nu uităm că această taxă a fost prevăzută inițial în anii trecuți pentru companiile care au o cifră de afaceri peste 50 de milioane de euro. Ce au făcut politicienii noștri în căutare și foame de bani? Au zis să extindă la toate firmele care sunt cu codurile CAENE respective, indiferent de că câștigă un leu sau câștigă un euro sau sunt pe pierdere. Ei, și aici e o mare problemă din punctul meu de vedere, pentru că, într-adevăr, în momentul în care duci această taxă la nivelul întregii piețe, te așezi, bineînțeles, la efectele pe care probabil și ei l-au anticipat, acelea de creșteri de prețuri
la energie, gaze, la carburanți, da? Toate acestea urmează să se scumpească ca urmare acestei taxe. Și, cum să spun eu, dacă pentru noi va fi rău, pentru că vom plăti niște prețuri mai mari, pentru stat, adică pentru inclusiv pentru inițiatorii acestor propuneri, din punctul meu de vedere fanteziste, va fi bine, pentru că vor aduce o sursă nesperată de bani la buget, în condițiile în care deficitul bugetar este deja de peste 90 de miliarde de lei. Probabil vom ajunge 138-140 de miliarde la finul anului, adică undeva la nivel de 25 de miliarde de euro. Da, vom plăti mai mult, asta e cu siguranță, pentru energie, pentru gaze. Gândiți-vă că din primăvara anului viitor vor fi eliminate și plafoanele de preț, da? Așa încât cei vulnerabili vor avea, din punctul meu de vedere, cel mai mult de plătit, pentru că pentru ei nu va mai exista, din câte se pare, niciun fel de regulă legată de protecția socială. Se bânguiește acum în Parlament, îl văd pe domnul Burdușa vorbind despre cum îi vom ajuta pe cei care, într-adevăr, nu pot să-și plătească facturile, dar nimic concret. Domnule Negrescu, dar acum repet ce spuneam și lui Marius Uncu. Eu nu sunt economist, dar mergând pe declarațiile publice, ni s-a spus la un moment dat că prețul energiei a contribuit foarte mult și contribuie în continuare la inflația de astăzi. Mergând pe scenariul pe care ați spus dumneavoastră, ce se întâmplă cu inflația? Dacă se elimină plafonările alea, știm, prin primăvara anului viitor, pot veni creșteri pe zona asta de benzină, motorină, gaze, habar n-am, și de la suprataxarea asta. Ce se întâmplă cu inflația? Iar se duce spre culmi înalte? Cred că vom avea o inflație de 5%, în jurul lui 5%, pe tot parcursul anului viitor, pentru că nu există în momentul de față niciun fel de informație economică care să vină să susțină această scădere semnificativă a inflației, chiar și măcar din punct de vedere statistic, la față de anul precedent. Astfel că, până la urma urmei, cine câștigă din inflație? Statul, pentru că prețul mai mare înseamnă încasări la buget mai mare, o diluare a valorii datoriei publice, au de câștigat. Da, într-adevăr, noi stăvăcim și astea o mare problemă. Dar apropo de taxa asta de 0,5%, noi uităm că ea se bazează pe un regulament european care a fost atacat în justiție de către principalii jucători din piața de petrol și gaze la nivel internațional. Sunt niște procese la Curtea Europeană de Justiție care au fost câștigate într-o primă rundă. Vă referiți la taxa de solidaritate, nu aia de... sau cum se numește? Da, pentru că firma respectivă au scos în evidență o încălcare practică a principiilor concurenței. De ce să pui taxe unora și altora nu? De ce pentru segmentul de petrol și gaze să plătească acest impozit în condițiile în care legislația Uniunii Europene prevede o liberă circulație a mărfurilor și prevede un tratament egal în fața, din punct de vedere fiscal, pentru toți jucătorii din piețe. Din această perspectivă, nu mă aștept ca, odată cu intrarea în vigoare a noii Comisii Europene undeva luna decembrie, aceste tipuri de taxe să mai existe la nivel european. Așa că, inclusiv inițiativa de aflată în momentul de față în Parlament, ar putea să fie anulată, probabil, în primele luni ale anului viitor, pentru că nu va mai face referire la niciun fel de legislație europeană. Regulamentul o să dispară, din punctul meu de vedere, pentru că nici măcar nu se mai referă la un potențial câștig special, da, cum a fost acum 2 ani de zile, când, într-adevăr, au fost niște probleme pe piață și s-au făcut niște speculații foarte, foarte mari. Te rog, Rudy. Da, s-a spus despre această extindere a acestei taxe că se face pentru că unele companii și-au împărțit business-urile mai mari de, să zicem, de 50 de milioane în mai multe firme mai mici pentru a evita acea suprataxare. Cred că e absolut normal, adică atunci când vii cu taxe aberante, te aștepți ca business-ul să reacționeze și să găsească și astfel de portițe. Cred și eu că o taxare de tipul acesta nu este utilă. Să ne aducem aminte că avem impozitul minim pe cifra de afaceri introdus pentru anumite companii și acolo este o aberație fiscală pentru că, sau un abuz fiscal, dacă vreți, pentru că pe de o parte se aplică taxa la taxă, sunt anumite taxe pe care le plătesc companiile și asta se iau. Da, se asta da, deci noi în România taxăm taxele. Da, chiar așa se întâmplă. Frumos spus. Și plus că e un mod de fiscalitate neortodox, să spunem. Adică normal trebuie să aplici impozit pe profit, impozit pe venit, pe regulile clasice. România, iată, e
încearcă tot felul de variante și cred că acesta este un semnal de alarmă și imediat închei ca să-l las pe Adrian Negrescu să tragă concluziile. E un semnal de alarmă și pentru așteptările legate totuși de Neptun Deep. Avem nevoie de predictibilitate. Dacă în planul fiscal se scrie că Neptun Deep, acest proiect este important pentru bugetul României și este important că trebuie să aducă mai mulți bani la buget, atunci hai să lăsăm pe măcar sectorul energetic să le dăm un tip de predictibilitate, să Rudy, acum dacă tot ai revenit la Neptun Deep, am și eu o chestie de spus aici și sigur îi las după aceea cuvântul domnului Negrescu. Eu nu sunt atât de sigur în Neptun Deep-ul ăsta și îți argumentez pe două chestiuni. Unu, Europa pare că se pregătește să mai renunțe așa la gaze, adică se îndreaptă spre alte surse. Deocamdată atunci... e combustibil de tranziție, cum se spune. Deci așa. Mai avem niște ani. Mai avem niște ani. În al doilea rând, extern vorbind, Turcia a găsit o pungă de gaze foarte aproape de perimetrul respectiv. Acum, noi nu știm dacă e o pungă comună, dar s-ar putea să nu mai avem ce să extragem mare lucru. Bun, e o discuție și asta și cream că îmi spui și partea geopolitică, acest război din Ucraina, care unii consideră că ar putea întârzia exploatarea. Eu merg pe ideea că exploatarea se va face din 2027 și, mă rog, e mai multă speranță și se va reuși. Am închis. Bun. Și mai mult chiar gazele astea vor fi folosite nu neapărat pentru încălzire, ci în industria chimică. Acolo sunt extrem de importante pentru că au o calitate foarte bună din ce s-au scos mostre din Marea Neagră și de aceea austriecii sunt foarte interesați să importe practic toate gazele din Marea Neagră pentru că ei au o industrie chimică foarte dezvoltată și gazele astea din Marea Neagră ar fi o sursă nesperată de profit pentru ei în condițiile în care noi nu prea mai avem industrie chimică în România. Adrian Negrescu, scuze, doar o intervenție, dar avem și o veste bună. Am văzut că fostele combinate de îngrășăminte chimice ale lui Ioan Nicolae se scot acum la licitație. Poate le revigorăm pe acelea, investim și folosim gazul de acolo, nu? Se face o negociere directă cu potențialii investitori, care din punctul meu de vedere va fi mai avantajoasă decât vânzarea la licitație clasică, unde prețurile pot să coboare până la 30% din valoarea reală a proprietăților respective. Bun, domnule Negrescu, vă mulțumesc mult de tot pentru intervenție. Constantin Rudnitski, îți mulțumesc și ție. Larisa Bernaschi, îți mulțumesc pentru dialog. Doamnelor, domnilor, doar un scurt reminder înainte să închidem. Nu uitați, duminică la ora 10, dezbaterea electorală Maia Sandu, Alexander Stoianoglu, se vede aici la Prima News. Așadar, fiți cu ochii pe Prima News. Atât pentru astăzi, vineri, o ediție ceva mai scurtă, doar 2 ore. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem duminică dimineață. Numai bine, seară bună!